Iată, doamnelor și domnilor, suntem în transmisiune directă de aici, din studiourile din Olterița. La rubrica Meteo avem noutăți pentru dumneavoastră. Administrația Națională de Meteorologie a emis în această dimineață mai multe avertizări de cod galben de viscol, valabile în următoarele ore în zonele montane din 13 județe. Potrivit meteorologilor, până la orele 12 în județele Carea, Severin și Hunedoara, la o altitudine de peste 1800 de metri vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 80-90-100 km la oră, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. De asemenea, în județele Vrancea, zona de munte, Iași și Vaslui se vor semnala intensificarea ale vântului cu viteze de 55-60 km la oră, iar în zona Carpaților de curbură 70-90 de km la oră se va spulbera de asemenea zăpada, determinând scăderea vizibilității. Până la orele 10, în zona de munte, iată, ne spun meteorologii, în zona județelor Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Argeș, Buzău, Prahova și Dâmbovița, se vor semnala și aici intensificările vântului cu viteze rafală, în general, de 70-80 de km la oră. Iată, doamnelor și domnilor, cum vremea e instabilă și astăzi, și se pare că și această instabilitate se va păstra și în weekend. Iar noi vă invităm acum să rămâneți în continuare alături de programele noastre muzicale aici la Radio Oltenița. But really, that sweet moment, sublime.